Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre... Totul pentru familia mea, episodul 37-38 rezumat. Susan vrea să-i spună lui Omer că Melissa l-a accidentat pe Kadir, dar Khan o oprește din nou. După aceea, Khan îl minte pe Omer că el și Susan sunt împreună. Susan nu are de ales și trebuie să se prefacă că este iubita lui Khan. Akif închide un parteneriat de afaceri cu Resul, tatălui Berk. Resul o angajează pe Susan ca asistentă. Ayla o sună pe Shengyul și se întâlnesc să povestească. Shengyul este hotărâtă ca de data aceasta să o pună la punct pentru că a umilit-o pe fica ei, dar din nou sfârșește prin a-i asculta necazurile. Berk și Aibiche se împacă și merg la plimbare chiar în parcul unde s-au întâlnit mamele lor. Când se întâlnesc, toți patru iese cu scântei și cei doi îndrăgostiți se ceartă din nou. Susan află că Harika a furat brățara lui Susan și a vândut-o pentru a-i așcheta taxa școlară. Ea retrage banii de la școală și îi spune lui Susan că a făcut ce a făcut Harika. Harika își cere scuze și prietenia dintre cele două fete continuă. Ogulkan îi propune lui Harika să lucreze amândoi și să strângă bani pentru a plăti taxa școlară. Semil îl invită pe Tolga la o cafea și îl prezintă pe iubitul colegei sale de apartament, Mete. Tolga este gelos pe tip pentru că îi se pare că îi face avansuri lui Semil și îl amenință. La un eveniment de la liceu, după o serie de întâmplări, Orhan află despre accidentul lui Kadir de la Akif și de la Shengyul și vrea să meargă la poliție. În timp ce Nebahat și Akif încearcă să-l oprească, Orhan o împinge pe Nebahat și ea cade de la etaj.